Bună dimineața! Astăzi este o zi superbă de duminică și vă vom lua cu noi în oraș, prin magazine, să ne plimbăm. Deși e prima ora dimineții, traficul este cam aglomerat pentru această oră. Ne îndreptăm către magazinele Kaufland. Mai avem puțin și ajungem. Mare sau mică? Nu puțin mai mare. Vrei să fac mai mare? Da, mai mare. Aici vrem să-i cumpărăm copilului o șapcă. Căciula pe nas, ți-am zis asta. Au oferte bune și la ciorapi. 2,50 lei, 3 perechi. Uitați ce jucării de plajă au. Mai e până la plajă. Popcorn. Multe lucruri artizanale de decor pentru casă, frumoase. Lumânări parfumate și fără miros, care mie îmi plac foarte mult. Unde suntem aici? La spălat de mașină. La spălătoria auto. La spălătoria auto. Ca spălăm mașina. Uite, mai avem o mașină în față. Da. De acum, gata, spălăm mașina. Nu se spălăm mașina. O să pun... Săpun și încă cu ceva. La uite, tata. Spală acolo, spălătoria, nu? Da! Acum trebuie aici. Acum ce face tata? Curăță mașina. Aspiră. Unde suntem aici? Aici, la pista, de aici, mașina tata. N-au. Aici, de aici, mașina tata. Curăță mașina lui tata? Da, curăță tata. Da, curăță. Tata, ce faci acolo? Sunt aici, nu? Iau! Ia zi, ce ți-ai cumpărat de la magazin? Am 7 pai de mine. Ia să arăt. Da. Am terminat de spălat mașina și ne îndreptăm către magazinele Dedeman. Bună
La intrarea în magazin este câte un dispenser cu dezinfectant pentru mâini. Aici soțul probează niște scaune. Vrem să ne cumpărăm scaune pentru bucătărie. Și el vrea să vadă cât de rezistente sunt. Vreau să-mi cumpăr un faz termorezistent. Aici vrem să ne alegem niște culori pentru niște rulouri. Să le punem la geam în camera copilului. Rulourile vrem să fie antisolare, cu folii dintre aceea de alumină pe spate. Ne uităm la modele și culori. Într-un final am decis să luăm culoarea aceasta, oranj. Aici soțul și-a cumpărat două odorizante pentru mașină. Unul albastru cu miros mai bărbătesc și unul roz cu miros mai dulce. Cel albastru miroase a Hugo Boss. Am terminat și vizita în magazinele de Edeman și ne-am oprit puțin la JISC pentru că vrem să cumpărăm niște pernuțe pentru scaune. Am mers, iese numai soțul în magazin, iar eu stau să-l aștept în mașină cu copilul. Am ajuns și acasă și vă arăt ce cumpărături am făcut. Am cumpărat o presă de usturoi care a costat 35 de lei. Un satâr de spart oase care a costat 38 de lei. Scaune, acesta galben și cu încă unul galben care este în bucătărie, sunt scaune pliante. Scaunele au costat 25 de lei. Pernuțe de la magazinul acela JISC, o pernuță este 10 lei, acestea gri. Vasul termoizolant de Iena, de care v-am povestit în magazin, a costat 30 de lei. Am mai făcut și aceste cumpărături de la magazinul Fracher. Am luat două grefe, 5,80 lei, niște biscuiți tortiții,
2 lei, un muștar pentru că vrem să facem mici cu boabe, niște roșii cherry, 5 lei cutia, o pâine, aici mici, 15 lei 39, o pulpă de curcan pe care vrem să o facem la tavă cu cartofi, a costat 11 lei 74. Aici am făcut niște mici pe care îi vom mânca pentru că n-am mâncat nimic toată ziua, cu roșii, castraveți și muștar. Iar aici am pregătit cartofii cu pulpele de curcan pe care îi voi introduce la cuptor pentru ca să mâncăm de seară. Așa arată cartofii aranjați în farfurie, gata făcuți, cu pulpa de curcan și cu niște roșii. Am ieșit puțin afară cu copilul să se joace cu trotineta și cu mingea. Așa a vrut el. Hai, joacă-te cu mingea. Hei! Dă-te mai încolo. Am aici morcov, țelină, rădăcinoase și pastrnac. Pe care va trebui să-l toc și să-l pun în pungi la ladă.